primul conflict dură în Germania după instalarea noului guvern, Angela Merkel, contra cu un ministru. Cancelarul german Angela Merkel a declarat vineri ce musulmanii ce locuiesc pe teritoriul german, sublinierea religia lor, sunt parte a Germaniei, contrazicându-l astfel pe ministrul de interne al guvernului său, Horst Seehofer, care afirmase ce islamul nu este parte a Germaniei, informează PA. Cei circa 4 milioane de musulmani aparțin de asemenea Germania, exact la fel cum sublinierea religia lor aparține Germaniei, a declarat Merkel, ce are frecvente contradicții cu fostul premier bavarez cu privire la imigrația din țările musulmane. Trebuie să facem tot ce putem pentru a face coexistența dintre religii pe cât de pozitiv posibil, a declarat Angela Merkel, conform Ager Press. Ministrul de interne german, Horst Seehofer, a estimat vineri, într-un interviu, ce islamul nu aparține Germaniei, relansând astfel dezbaterea privind locul islamului în societatea germană. Nu, islamul nu aparține Germaniei. Germania este marcat de cresubliniere tinism. Duminica liber, zilele de sărbătoare cre subliniere tine subliniere i ritualuri precum pa subliniere tele, rusaliile sau cereciunul sunt partea sa, a declarat, pentru cotidianul popular Bild, Horst Seehofer, liderul partidului extrem de conservator XU, Uniunea cre subliniere tin social, aliatul bavarez al cre subliniere tin democraților, condus sublinierei de cancelarul Angela Merkel. Declarația a făcut referire la o frază rostită în 2010 de presubliniereintele german de la acea vreme, Christian Wulff, care a afirmat că islamul face parte în prezent din Germania. Angela Merkel a reluat de mai multe ori la rândul său această frază. Merkel a transublinierat deja această dezbatere în 2015 sublinind ce Germania numere 4 milioane de musulmani, majoritatea muncitori imigranți venici la cererea autorităților sau descendenții ai acestora, în principal de origine turcă. Luarea sa de poziție intervenea în momentul în care ea deschidea frontierele țării în fața sute de mii de refugiați sirieni, irakieni sau afgani. Actuala declarație a lui Seehofer nu a fost cât o subliniere de puțin apreciat de SPD, aliat indispensabil pentru supraviecuirea celui de-al patrulea guvern Merkel. Noul executiv de la Berlin subliniere i-a început mandatul miercuri, după sublinierea luni de confuzie post-electoral, iar marele partid de centru-stânga a prevăzut un bilanț intermediar după primele 18 luni. Astfel, Stefan Weil, figur marcant a SPD, l-a acuzat pe ministrul german de interne ce a provocat o controversă complet inutil. La rândul său, presubliniereintele Consiliului Central al Musulmanilor din Germania, Ayman Maziek, a opinat ce Horst Seehofer s-a descalificat subliniere i-a acționat în mod irresponsabil. În opinia mai multor analiști,
subliniere-ti, ministrul de interne încearcă să fac reverențe în direcția conservatorilor, care au virat în timpul legislativelor din septembrie spre partidul de extrem, dreapta Alternativa pentru Germania, AfD. Sublinierea i-a cerui rezultat istoric a privat tabra Angelei Merkel de o majoritate clar pentru a putea guverna singur. Or, partidul lui Seehofer, CSU, este angajat într-o luptă pentru a sublinierea i menține majoritatea absolută în landul Bavaria în timpul alegerilor regionale din 14 octombrie. AfD sper să le priveze de această majoritate, obținând un rezultat cu două cifre.